okviru manifestacije Dana srpske kulture u Temišvaru održan je gala koncert Kud veterani i pet gostujućih ansambala iz Srbije i Crne Gore. Gosti na manifestaciji su bili ansambl Gusle iz Kikinde, Kud Branko Radičević iz Siriga, Kud Bećarac iz Bavaništa, Kud Zlatne strune iz Pivnice i Kud Petar Petrović Njegoš iz Lovćenca. Tradicija i mjesto veteranima i izvornom folkloru danima srpske kulture. U sve ono što lijepo radimo ovdje u Rumuniju i plemenito, u negovanju naših tradicija i bogatog kulturnog i duhovnog nasljeđa, ovo veče jeste bilo veče posvećeno onima koji su nekad bili aktivni u kulturno-umjetničkim društvima, a sada se bave znači kulturnim amaterizmom. I oni imaju jednu misiju da mladim naraštima prenosu našu lepotu našeg folklora, lepotu naše tradicije. Izuzetno, ne samo da se druže, nego i svuda gde nastupaju. Nastupali su diljem Rumunije i matične nam Srbije, predstavili su nas u najboljem svetlu. Normalno da su dani kulturi da pokrivaju sve segmente srpske kulture. Tako da i folklor i tradicije imaju svoje mesto u tim danima, u stvari mesecu srpske kulture. Savez u svojoj aktivnosti neguje tradiciju i folklor kao elemente našeg nacionalnog bića i našeg identiteta. I dobro je da imamo toliko zainteresovanih i ne samo mladih, nego evo vidite da su naše stare generacije te koje vole naš izvorni folklor, koje vole i poštuju tradiciju. Voditelj programa je bio naš novinar i amaterski glumac Goran Goga Pantin, koji je u ulozi domaćina lalinskim naglaskom i na šaljiv način predstavljao sve izvođače na koncertu i igre koje su izvodili razveselivši publiku. Thank you.
Ja ih pratim od samog početka i ne samo da, to je činjenica da oni mnogo vežbaju, znači druže se ovdje 3 puta nedeljno. Što se vidi, to je rezultat znači, jednog mukotrpnog rada, ako shvatimo da su oni svi imaju drugih obaveza i porodica. A danas je bilo znači, interesantno da njihova deca prate njihov nastup. To se retko dešava znači, na sceni, to je izuzetan doživljaj. Kada dočekaš da te tvoji potomci, tvoja deca, tvoji unuci, da te prate na scenu. I to je bilo znači, stvarno zadivljujuće. Narodna igra zahteva jednu određenu fizičku kondiciju. Kažem, znači sama ta vežba i učestalost nastupa dovodi do toga da oni mogu sa lakoćom da izvozu sve elemente koje pripadu jednom takvom scenskom izvođenju. I kažem, iza svega toga pre svega stoji velika ljubav, ali i veliki rad. I tu bih se zahvalio znači, onima koji pokušavaju i koji rade sa njima. Jedan od njih je i bivši igrač Zore mladosti Dušan Miladinov Burdi koji evo ima toliko snage i volje da sa svima njima znači pojedinačno radi i da to lepo izgleda i da mogu da prenesu publici svu lepotu našeg folklora. Spectacol a fost într-adevăr un regal folcloric atât pentru sârbii autohtoni cât și pentru cei veniți din Serbia și mai ales pentru noi, cei care gustăm acest gen de muzică și de dans și
La Birou Minorități de la noi, de la Ministerul Culturii, noi susținem acest gen de acțiuni culturale, întrucât păstrează, promovează și arată și publicului faptul că minoritățile naționale din România au prilejul și își mențin tradițiile, folclorul și obiceiurile, dansurile și portul popular. Ne-am bucurat atât de energia dansatorilor, cât și de acest melanj de dansuri în care s-au întrepătruns și momente autentice, dar și prelucrări, precum și o fuziune între dansurile românești și cele sârbești. Nu numai sârbești, chiar și ungurești, am recunoscut atât linii melodice, cât și pași și întregul ansamblu a constituit un spectacol minunat. Acele dansuri din Vlașca, în care s-au îmbinat și elemente românești, au fost într-adevăr o surpriză plăcută și așa cum noi avem dansuri sârbești în România, am văzut că există și dansuri românești în Serbia și m-am bucurat în mod aparte. Thank you.
Dansurile sârbești au o energie aparte și o voieșie și, într-adevăr, un efort fizic. Și este minunat să vedem că oamenii, chiar la vârsta a treia, mai păstrează această energie și mai au acest drag de a dansa de la început până la capăt. Și nu se vede că depun eforturi. Și dragul lor de a își păstra dansurile și obiceiurile, mie cel puțin îmi provoacă într-adevăr o admirație și un respect deosebit. Întotdeauna spectacolele veteranilor impresionează prin această energie aparte a celor care în mod normal ar fi spectatori. Noi ne bucurăm văzându-i dansând și având această energie de care noi nu știu dacă vom ajunge să o avem la vârsta lor. Svi su ansambli bili na visini, koreografije su majstorski izvođene, bilo je i bečarstva, šereskog igranja sa bokalom vina na glavi, igranja na glavačke, šacovanja, ašikovanja i svega što podsjeća na naše stare narodne običaje, tako da mladi koji o tome znaju samo iz priča, vide kako se to nekada slavilo i veselilo. Aplauza je bilo na pretek jer je publika bila oduševljena i znala je da isprati aplauzom svaku čaroliju što je još više ponelo izvođača.